Și bună seara și bine v-am găsit la podcastul meu în timpul liber. Eu sunt Horatio și alături de mine am un invitat în seara asta special, un foarte bun prieten de-al meu. Pentru cei care doar ascultă, da? Numele lui este Bordeus Art, Bordeus Irinel, nu? Da. Așa. Bună seara, Irinel. Bună seara. E o mare plăcere pentru mine să te am alături de mine. Bineînțeles, îl avem și pe domnul Mogul, pe Marian, aici alături de noi. Da, salutare Orațiu, salutare Irinel. Spuneți-mă bună seara și ascultătorilor noștri. Da, bună seara tuturor. Eu o să le zic ciao a tutti. Da. Da. Irinel este un poliglot și el vorbește tot de limbi. Vorbesc, chiar îmi place să spun salutul ăsta tot. Nici nu vorbesc italiană. Da, exact. Știi cum era faza aia? Vorbesc cu italiană de mă dor mâinile. Da. Da, presimte eu că emisiunea asta o să fie. Da, mă uit. Păi acum mă gândeam că mi-a dat telefonul pisarea, dar dacă nu mi-l dau și mă sună mama azi. Da. Să iau niște pâine. Da. Așa. Și în seara asta, pentru că, hai ca să o zicem pentru cei care sunt noi ascultători, în podcastul meu vorbim despre filme, despre seriale, despre ce facem în timpul liber, despre distracții, despre tot, absolut tot ce facem. Și înainte de a începe, cum ar veni subiectul sau ce, despre ceea ce discutăm, vreau să vorbesc un pic așa cu tine, că nu vreau, am avut ocazie să vorbim, dar acum chiar avem ocazie să vorbim pe live. Știu că mi-ai zis că ai lucrat la o galerie de artă în Amsterdam. Da. Nu în Amsterdam. Nu în Amsterdam. Da. Era unde? Pe lângă Den Haag. Den Haag, am înțeles. Da, da, da. Galeria asta de artă, arte plastice, erotice? Erau doar sculpturi. Am înțeles. Și tablouri. Deci, pentru cine nu ne cunoaște, nu știe, și pentru noi ascultători, te ocupi cu sculptură, te ocupi cu artă. Da, mai pictez și eu din când în când, mai creez. Da, și tu și soția ta, de la ea am pornit așa. Am înțeles. Că mi-ai arătat pozile alea, mi-ai arătat ce mai ai tu pe acasă. Am văzut live acasă, chiar am rămas impresionat de ceea ce ai făcut și zic, unul din lucrurile pe care mi le-am propus, am zis, să aduc oameni interesanți care au o viziune plastică asupra lucrurilor. Pentru că, în general, persoanele respective au o fantezie mult mai dezvoltată și sunt mai deschiși la mine, mai nebune așa. Da, fantezie am multe. Am multe fantezii. Da? Și soția ce zice că ai multe fantezii? Să le pun toate pe tablou. Uite, da, e bun. Să le pui pe toate pe tablou. Să le pictez pe toate. Am înțeles. Băi, e interesant. Uh-huh. Uite, chiar o să mai dau share-uri ce mi-ai arătat tu asta, o să dau share la mine pe pagina în timpul lui, că eu zic că arta băcăoană și artiștii care sunt, parcă sunt mult prea puțin promovați, nu? Parcă sunt am mai arătat la mai multă lume. Da. Da, sunt care se uită impresionat sau sunt care pur și simplu se uită... Dau scroll, nu? Da. Ei zic că sunt poze pe Facebook. Da, zic, vezi că mai am o două, trei. Da, 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 am înțeles despre tine. Zi mersi că nu-ți întorc tabloul invers. Să mă întrebi, care-i fața? Da, da. Mi-e cel puțin ăla cu mâna, nu? Ai făcut, să știu, unul cu mâna? Da. Ăla e super interesant, e foarte plastic, așa. Pentru petrecerea de Halloween, crede-mă, deci ăla poate să facă senzații. Ăla l-am pus în beci și mă întreabă cineva, domnule, cum se numește tabloul ăsta? Ce lume e, așa? Am zis că ia mâna de pe borcanul meu. Care așa, o mână și îi taie degetul. Da, 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 e un pic mai horror, așa, cu niște sânge, ce se pare sânge, așa, la prima vedere. Da, mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut și mai ales ce am văzut și la tine acasă, așa am rămas chiar impresionat și chestia aia care a făcut Alexandra cu din ațe și din... Adică n-am mai văzut, îți spun sincer, am văzut, dar mai rar, știi? Și cred că necesită o răbdare foarte mare și ceea ce face Alexandra... Cred că trebuie să o aducem și pe ea. Da, trebuie să o aducem și pe ea. Da, o să o aducem și pe ea în emisiune cu siguranță să vorbească despre asta, pentru că chiar zic, nu prea puțină promovare pentru arta băcăoană și mai ales... N-ai văzut, mă scuzați că vă întrerup. Chiar te rog, întrerupe-mă. Ai văzut că pe centru există și o galerie de artă. Da. Voi ați văzut în ce hal arată? Sincer, am trecut de foarte mult. Am trecut ieri sau alaltă ieri, am trecut pe lângă geamurile acelea și erau trase jaluzele și în interior... dezastru, aspirator prin mijloc, tablouri aruncate. Mi se pare că a fost închisă, nu știu unde am citit, am vrut o dată să intru, când anul trecut era închisă.
Nu știu, dacă nu era nimeni acolo, mai acum există, ce mai există? Galeriile de față-față cu Romata, cu, ciupercuț, de, cu ciupercuțele. Păi de alea ziceam. Așa, da. Nu, nu, eu nu zic de aia. Mai era în centru fostul magazin Helios, dacă nu mai știți. Tot așa era o chestie cu niște tablouri, cu niște chestii și acolo e dezastru. Acolo e... Da, eu îți spun că am fost la Irina la casă, la Bordeaux, și chiar mi-a plăcut foarte mult ceea ce are el la casă și zic, bă, zic, păcat. E păcat. Unde ziceai că stai? Să-ți dăm o spargere la tine. E secret. Da, e secret. Headquarters. Și că nu pot să vă dau adresa. Eu stau acasă la mine. Da, da, și na, apropo că ai zis, și după aia m-am uitat și prin oraș să văd, bă, cât de bine e reprezentată arta plastică, bă, mm, deloc. Deloc aproape. Adică, uite, cu ocazia asta, am o idee și nu vreau să o pierd. Marian, dacă îmi dai voie, o să aduc și o să prezint câteodată la tine în emisiune câte un tablou. Da, n-am dacă nimic împotrivă. Să punem undeva, te invit acasă să le vezi dacă îți plac, da, sau poate nu o să zici, domnule, nu pun așa promit, ceva. Promit că eu nu le întorc pe toți. Nici nu prea e cum. Da, adică e diferent cum îl pui el stă, da? Da, stă tot cu fața. Da, mie, na, eu mi-am rămas așa impresionat, ai un stil unic. Și pentru mine, credem că văd destul, am văzut destul de mult artă la viața, da, mai atât plastică, uh-huh, cât uh-huh, și muzicală. Și eu, chestia asta văd și în personalitate, adică se vede personalitatea ta, știi, și că ești energetic, că ești aprins, că se vede că asta transpui și în pe pânză, știi, și se vede ca personalitatea ta, că tu ești foarte, știi, de la mine energetic. Se vede foarte luminos, așa. Da. Nu, lui Maria, trebuie să citesc un scaun așa frumos din el, știi, el. Să fie cât mai ușor, știi? Da, și dar rezistent, în schimb. Bă, pot să-ți fac, da, să sudez un scaun din fier, așa, ca din Game of Thrones, ceva, dar fier beton de ăsta de constructor. Cu cuie, cu șuruburi. Dacă ai nevoie de fier, avem un... Vezi că vine o doamnă din aia super înaltă, care îl care pe Maria, dar să-i zici că e gemile. Că n-are fiul măgăruș. Da. Deci e mai bine să închidem subiectul. Ce vrei să spui, Marian? Așa. Nimic. Nu, nu, de fier, da, de fier vechi, da, vreau, oricum așa, nu, am aici un fișet, un fost... Da. Spune. Cum îi spune, mă, că am un lapsus? De asta, safe. Se are un safe. Am un safe și trebuie să scăp de el. Nu mi-a aparține, ca să nu se înțeleagă, nu mi-a aparține. Da. Așa, cred că are vreo 4-5 tone. Nu reușesc nici măcar să dau gaură în el. Dar dacă ai vreo soluție să-l scoatem de aici, ești invitatul meu. Da? Eu da. Eliberez foarte mult spațiu. Dar ca să înțelegi, deci chiar să discutam o dată cu Horatiu și am zis: "Bă, frate, eu cred că sediul ăsta a fost construit în jurul seifului." Să nebunesc, deci eu nu știu cum a fost adus. Păi nu, întâi au băgat seiful și pe au construit casa. Deci, dai seama că o 3-400 de chili tot are. Acum tot ai zis, poate crede-mă, că în amatorii de fier vechi la începe. Auzi, dacă avea 3-400 de kilograme, crede-mă că scoteam, era mai mult, da, să scoteam. Nu, da, e mai mare. Ca să înțelegi, periția așa. Dar poți să-l deschizi? Dar nici ușă n-are, e numai cadru. Da, deci numai cadru are atât, îți dai seama dacă mai pui dacă și ușa. Dacă avea și ușa. Uite, după ce terminăm... Îl analizăm, chiar, nu? Da, da, chiar mi-a făcut curios că... Dar l-ai văzut de 150.000 de ori când ai venit aici. N-ai trecut niciodată. Eu văd foarte multe lucruri, dar nu dai. Eu chiar sunt curios dacă l-ai pune, ce-ai face din el? Chiar ce idei ți-ar veni dacă l-ai luat să-l faci ceva? Ce-ai face din el așa, dintr-un cadru de safe? Dintr-un cadru de safe, ce să fac? Aș face o bază pentru o sculptură care să stea, nu știu, atârnată într-un fel. Am uitat să spun, nu te las să dărâm sediu ca să-l iei. Da, eu sunt cam demolator așa. Da, da. Na, e ideea că... Na, adică că am cam prin plan, așa cum m-ai întrebat Horația, aș face, nu știu, un suport pentru o altă... Pentru roboțelul care discutam noi, da, de el. Da, pentru un roboțel ceva care să... Nu, noi am discutat să creăm un roboțel și să punem internet în el și să facem pe o anumită rază de jur împrejur. Da, interesant. Da. O idee așa, știi? Avem un plan să dezvoltăm muzică și artă. Da, exact. Dar ce te uiți așa după? Băi, da, ca să mă văd, ai și cameră și microfon, exact. Să-ți văd ochii, vorbesc suntem, cu tine, nu vreau să vorbesc cu monitor. Suntem mutilați, da. Da, Irinel, vreau să te întreb ceva apropo de chestia asta, dacă tot trecem la prima chestie, de obicei vorbim despre un serial în primul capitol al emisiunii, te uiți așa la serial? Nu. Deloc? Nu. E bun, dacă nu te uiți deloc? Nu, m-am uitat la Game of Thrones. Așa. La Spartacus. Da. Uite, Spartacus, aia e... Da, m-am uitat din cauza că erau într-un timp pe HBO. Da. Nu mai avea telecomanda, baterie. Da.
Și m-am uitat așa la el, dar în rest nu prea sunt fan seria lor, că... Am înțeles, îți consumă timpul. Da, adică stai așa, și nu prea am răbdare să mă uit așa multe ori. Da, da, eu, de exemplu, mă mai uit seara, știi, ca să așa. Și chiar vreau să vorbesc, uite, este un îți plac filme cu bătăi, arte marțiale, chestii? Nu. Nu, mie da. Și na, făcând karate foarte mult timp și am un serial care ți-l recomand și ții, chiar dacă nu-ți place, dar e foarte fain, așa, se numește Into the Badlands, în terenurile rele. E foarte interesant. Dacă ți-a plăcut un fel de Game of Thrones, dar și cu arte marțiale, cu mai multe chestii. Varianta asta cu Camila. Shaolin provoacă ninja. Da, exact. Ceva de genul. Da, 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 e interesant. Așa, e fain, are un anumit stil, Walking Dead așa ca stil, dar e foarte, foarte interesant. Nu știu nici Walking Dead. Da, da, da. Mă rog, deci nu știu ce mai chemați, glumesc. Nu, eu te-am chemat că, na, s-a terminat, Sărmana Maria și... Da, Strava Izaura, toate celelalte, știi? Mi-aduc aminte acum să zic ceva. Stai, uiteam să dau jos căștile, că una dintre urechi îl aud și pe Marian, știi cum, și în cealaltă... Da? Da. Na, eu mă bucur, na, noi vorbim despre toate subiectele noastre și chiar... Vreau să zic de serialul ăsta, mie mi-a plăcut foarte mult acum că a început nouul sezon și vreau să vorbesc un pic despre el, dar dacă tu spui că îți place Game of Thrones, păi nu mă deranjează. Da. Apropo, știi că se termină Game of Thrones? Da, da, știu. Asta e ultimul sezon. Da, ei, să nu plânge acum, nu? Da. Chiar nu mă interesează că se termină, adică orice începi la un moment dat și termină. Da, corect. O să aibă și... Nu vrei să fii un tânăr și neliniștit Game of Thrones, acum să omoare ăia. 15.667 de episoade, 100 de ani, da. Cu dragonii, bă, tot acolo cu săbiuțile lor, ție. Vezi ce înseamnă să fii artist plastic, deja bă dragonii plutind de toate prin aia. Da, na, cu femei uriașe care se bat în armură, nu? Cu de toate. Băi, e bine. Un pic, da, și să vezi. Băi, cred că a avut așa mare succes Game of Thrones, de care sunt implicate toate nebunile. Da, au actori foarte buni. Da, și actori, absolut, da. Și graficul computerizată foarte bun. Și poveste bine. Acum, știi cum e, dacă au cartea foarte bună structurată, e foarte bine structurată. Cartea, de fapt, da, da, aia e baza, știi? Acum, scenariul, din ce am înțeles, o devia 20% din carte. Eu sunt curios dacă tot merg pe principiul acesta după scheletul cartea în sine. Sunt curios cum au filmat virgula. Wow. Bună gluma asta, nu mai fac. Bun, înainte de a intra în subiectul următor, și anume serialul. Da. O să-i salutăm pe cei care ne ascultă. Ia, dar uite că n-am intrat pe live acum. Sunt și Lucian și Luminița, sunt mai mulți ascultători care ne salută. Îi salutăm și noi. Da. Și de aici și noi continuați, că m-ați pierdut. Așa, că le-am făcut shout-out-ul, așa se numește, nu? Da. Strigarea, da, mă rog, shout-out-ul, așa se numește. Mai cu strigare aici, se strigă darul. Da, 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 exact. Darul la caserie. Da, da, din partea mea, 10 like-uri pentru toată lumea. Da, 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 exact. Da, și, na, da, de jucat te joci? Da, o mai joc când te joci. O mai joc? Da. Acum mi-a dus fratele meu, Sergiu, cum spune? Far Cry? Nu, nu, PlayStation VR. Cadou de ziua mea, a fost ziua mea, Maria nu mi-a făcut nimic cadou pe 5 martie. Ce bine că nu-l cunoșteam. Nu, deci trebuie să mergem la Irinel, la un grătar, să testăm VR-ul. Da. Exact, ca să vedem dacă e bun sau nu. Da, măi, e foarte... Da. Foarte... L-ai testat? Da, îți dai seama că... Da. Ce ai jucat pe VR? Hai că mai... Nu mi-aduc, asta că știam că să mă întrebe asta și nu știu cum să numesc jocurile. Da. L-am pus, a fost Resident Evil. Serios? L-ai jucat pe... Nu, deci m-am plictisit din primele 10. Când da, nu, trebuie să-mi dai ceva să fac în joc, așa stau să mă prim. E un pic... E plictisitor. E plictisitor, da. Dar ceva mai cu împușcături, așa, da, cu împușcători, nu știu cum... Chiar dacă se uită, îl întreb direct live cum se numește. Nu, nu, lasă, da. Când ne scrie el. Când e bine, și cum s-a părut experiența asta? Îți spun, eu nu l-am încercat încă experiența asta de VR comparativ cu PlayStation normal. Cum ți se pare? E mai imersiv? Da, este mult, mult. Deci mult, mult peste televizor, da, nu? Da, mult peste... Mi-a dat un prieten, Florin. Da, Florin. Da, Florin, așa. Prietenul meu. Așa. Mi-a dat prima dată și am încercat VR pe telefon, pe am înțeles. Știi, să pun normal, nu pot să mă plim într-un roller coaster. Da, da, da. Și atunci, bă, ce interesant. Da. Și ce ai zis? Îmi doresc de ziua mea, da? Un VR. Da, și l-am pus util. Lui Sergiu, de exemplu, i-am dat, nici el nu a probat shooter-ul ăsta. Da, da, da. I s-a făcut rău.
Adică l-am mețit așa. Da, știi că da. Și s-a făcut rău, de o oră n-am mai vorbit cu el, așa era. E dus o stare din asta așa. Da. Da, trebuie cel puțin am jucat și eu pe telefon. Mă rog, ce există la ora actuală și să știi că vreo 20 de minute trebuie recuperare, nu? Nu neapărat recuperare, dar oricum trebuie timp să te acomodezi cu senzația că nu, e chestia că, când, mai ales când ești, de exemplu, pe un pod și ai făcut așa și te-ai uitat, te-a luat un pic. Dacă ai vertigo sau ceva, înseamnă că senzațiile sunt foarte intense. Uite, m-ai făcut curios, când am să vin la tine, să încearcă un pic. Facem live pe Facebook cu Marian și facem direct. Facem transmisiune în direct, jucăm în rețea ceva. Dar în afară de asta, înainte de asta, te-ai mai încercat ceva? Știu cum zisese ceva de Far Cry. Da, nu? Far Cry, sunt cel mai mare fan de Far Cry, de jocul Far Cry. Da. Cu toate că la un moment dat se cam repet, adică pur și simplu... repetitivă. Da, adică se schimbă tema, ce se întâmplă, dar într-un fel cam face același lucru. Măi, eu și l-am văzut, nu l-am încercat încă, mi-a plăcut celălalt din urmă, dar așa. Eu, că dacă discutăm acum, o să zic despre unul nou, se numește Sekiro Shadows Die Twice, adică Sekiro Shadow. Umbrele mor de două ori, cam asta ar veni, cu niște samurai. E foarte interesant, nu știu, îl pui acum pe burtieră. Ah, da, stai că despre el vorbeam, dar eu mă uitam, eram atent la live. Da. Sekiro Shadows Die. Da, e foarte, foarte interesant. E făcut de japonezi, știi cum e. Bătăi, dar nu numai bătăi. Are o acțiune foarte, foarte interesantă. E... Nu are multiplayer, deci nu te poți juca în rețea cu ceilalți. În schimb, este exact o chestie despre care discutam cu Marian în una din edițiile trecute. Funcție de ce alegeri faci în joc, are final multiple. Adică... ăsta e un genul ăla. Da, genul ăla. Adică, de exemplu, are bătaie, chestii boss, foarte greu de bătut, deci tot. Dar în schimb, de exemplu, dacă pe unul, să zic, l-ai omorât într-un fel sau s-a întâmplat ceva sau ai renunțat la un item, chestia respectivă îți dă o altă ramificație în joc și îți dă un alt final, știi? Deci poți să te trezești, poți să te trezești că se termină complet altfel față de cum știai tu și are vreo 38-40 de final, adică îi dă o rejucabilitate continuă, știi? Adică poți să joci, da. Să-l joci de foarte multe ori, știi că ăsta e nou trend acum, noua modă, la care efectiv când iei și joci un joc, știi, funcție de ăla să aibă cât mai multe, adică știi că înainte era orice alegeri făceai, la final era același. Păi ăsta cam a început de la GTA, nu? Că parcă la asta dar bine, schimbai... Îți alegeai sau să schimba personajul. Da, aici deja implică, de exemplu, chiar și la GTA la final era aceeași poveste finală, nu? Pe când aici ai mai multe finaluri diferite. Da, nu știu, când l-am terminat, dar nu mai țin minte. Era interesant și tu l-ai jucat. GTA, ce puțin, adică lasă. Cel puțin 3-ul, cel puțin 3-ul l-am nenorocit. Tastatorul și calculatorul cu totul. Da, și na, e... Iar apropo de asta, că tu ești mai informat decât mine, când iese GTA 6? Deci îți pot spune în exclusivitate, am mai spus chestia asta, iese la anul viitor, dar e făcut de Sony și norocul tău că ți-ai luat PlayStation 4. Că o să fie numai pe Sony, nu o să fie și pe Xbox. Da. Cam nenoroceți că fac asta, dar... Tu întrebi de GTA 6, eu n-am jucat nici 5. Da, GTA 6-le, ei vor să, teoretic, planul este să lanseze exclusiv pentru PlayStation 5, dar asta, despre asta vorbeam acum două ediții, parcă, sau trei ediții, numai că între timp s-a creat un forum, pe forumuri s-a creat o furtună și efectiv toată lumea a spus, păi domnule, dacă tot se introduce backwards compatibility, adică jocurile de pe PlayStation 4 o să meargă pe 5, să fie și pentru 4. Și acum s-au apucat și au rescris o parte din joc ca să fie compatibil cu PlayStation 4. Deci e posibil să apară și pe PlayStation 4. Și asta e o chestie foarte, foarte mișto, pentru că GTA-ul întotdeauna au avut așa un farmec special. Păi da. Da, dar ți-am zis... Dar nu înțeleg ce ai spus tu, că ai zis că o să apară și pe PlayStation 4. Deja nu este? Nu este. Rockstar, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat la începutul anului, Rockstar a fost achiziționată de Sony, știi? De cei care dețin PlayStation, au cumpărat cei care creează GTA-ul. Și cumpărându-i, automat le-au impus condiția asta, să fie exclusiv de PlayStation. Și acum o să-i văd pe cei care jucau GTA foarte mult pe calculator,
O să fie... Eu am impresia că am față de câine, așa că te-ai plouat. Te-ai plouat. Îmi trimite cineva un mesaj pe privat și că dar tu mai ai timp să te joci. Adică... Da, sincer, mi-e dor să mă joc și eu. Sincer, da. Mi-e dor să mă joc. Eu zic că dar mai nu. Trebuie din când în când, pentru da. Că datorită stresului și... Te mai eliberezi, da. Te eliberezi. Când intri în lumea aia... Te două ore sau o oră te eliberezi. Țin minte că mă prindea dimineața cu jocurile acestea. Da. Dar nu că stai 5. Păi de asta vorbim. Da, știu, dar noi, okay. Noi zicem de 6. Noi vorbim de 6. Da, eu am spus că nu am jucat 5. 5 nu am jucat, dar este apărut deja 5 pe PlayStation. Păi da, de asta. Dar este de mult. Numai că la începutul anului ăsta, Rocksteady, cei care fac GTA au fost cumpărați de Sony. Rockstar, nu Rocksteady. Rockstar au fost cumpărați de Sony. Da, și asta e o chestie foarte, da, și eu moară pe... Știi că tu nu ai căști, nu? Da. Știi că îmi faci capul praf cu bătăile în masă? Da, vorbesc chiar cu mine. Trebuie să iau poziția lui Emilio, așa, știi? Zen, așa, da, zen. Zen, da. Și, da, cam asta e. Și eu zic că o să fie o treabă foarte bună. Și mai ales că mie personal îmi place foarte mult să joc mai mult pe PlayStation decât pe calculator. Adică... Dar oricum grafica e mult mai ok și... Da, ținând cont cum se joacă jocurile pe calculator și să mai dă și eroare, da, să mai bați. De la crack-uri, la asta. De la crack-uri, la astea, de la torente, nu știu acum ce zic. Nu știu eu de astea. Și în afară de Far Cry, apropo, ca să citem, ce mai face un artist plastic? Ce se mai joacă un artist plastic așa? Da, în ultimul timp îți dai seama că nu am mai jucat ăsta. Am avut 5 și l-am terminat în 3 luni, 4 luni și înainte terminam un joc. Când m-am apucat pe el 3 zile. Am înțeles. Nu mă mai joc acum. Ai crescut și tu acum, da? Nu-i de crescut, chiar m-a jucat mai mult. Dar nu mă iau cu alte, am altele acum. Uite, cu proiectul cu muzica îmi ocupă cel mai mult timp. Și când am timp liber mai fac... Așa, ca să spunem ascultătorilor și privitorilor sau telespectatorilor, Irinel este și un foarte bun și foarte talentat DJ. Mulțumesc, apreciez. Este membru al echipei Outside. Și... Noi zicem că faci o treabă bună. Și acum să zic și eu despre tine, ești așa, ca un fel de mentorul meu, așa, mai îmi dai din secretele DJ-itului. Da, exact, DJ-ingului, nu, da. Așa, mai împărtășit din secrete numai. Și eu zic că treaba asta are un viitor foarte interesant, adică mie îmi place foarte mult ideea asta de a împleti DJ-ingul și cu chestiile plastice, știi? Adică, eu m-am speriat când am auzit, îmi place foarte mult să-mi pletesc, adică da, să știi, chiar îmi place, adică să nu zici că îmi pletești. Băi, recunosc că m-am învățat mama. O șosetă la băiată, te rog. O șosetă 48. M-am învățat mama când eram mic, să știi, nu, am avut grijă să, na, știi cum sunt ardelegile, ele... Copilul să aibă grijă să știi tot, absolut tot, da. Uite, de aia suntem noi o nație, românul știe de toate, se pricepe la orice. Dacă îl pui la împletit, împletește, dacă îl pui la buslit, buslește, știi? Da, acum. Da. Nu e bun la toate. Și na, cam asta e. Na, eu mă bucur foarte tare de chestia asta și de ceea ce mi-ai zis de VR și chiar o să încerc și eu VR, o să vedem ce. Te aștept la mine. Da. Sâmbătă să facem grătar, am auzit. Facem grătar, da, auzit. Deci vezi ce planuri au băieții ăștia? De ce domnul Mogul este ocupat? Sâmbătă are conferință de presă? Ce face domnul Mogul? Suntem cu radioul, suntem vineri, sâmbătă și duminică. Full. Da, facem sound-ul la două festivaluri mari din Bacău. Așa că am înțeles, da. Rămâne să pe altă dată. Da. Îți rămâți fripturile. Nu lăsăm nimic, nu, trebuie să facem. Ești grătarul, nu, rămâne să faci. Mătura trecută adusese și sushi după noi, adică eram... Deci lui că îmi place orice din zona asta, karate, orice, sushi. Da, exact. Totul e japonez, asiatic, știi? Da, și... Așa, dar la filme te uiți, domnule? Da. Uiți? Când Netflix când... sau așa? Tot piraterii. Da. Vezi, îmi place că ești sincer, știi? Mare majoritate care întreb, nu, eu nu mă uit. Nu, fost exact cum a fost colega noastră, Andreea, când spuneam de nu, eu... Unde l-ai văzut pe Bumblebee? Da, nu, el la cinematograf. La cinematograf l-am văzut, de-aia el descărcase de pe tarea. Băi, nu pot să mă duc la cinematograf din cauza că nu pot să stau două ore, să nu mă mișc așa. Trebuie să mai fac ceva, să stau așa. Ești agitat, da? Nu, nu s-a agitat. Nu, dar nu am așa stare să stau, trebuie să mai schimb scaunul. Care e filmul? Bine că nu schimb partenera, mă. Tot vin întuneric, așa. De unde știi tu că nu o să...
Da, Alexandra nu se uită acum. Acum ai da, acum ai, îți dai seama. Cum ești, ga, m-am, gata. Ne-am tăiat craca singur. Deci, ai o cameră liberă, da? Da. Nu vor ca să am, am, am. Rezolvăm. Să știi că avem și noi sus un platou liber. Da, poți să dăm acolo. Te... Da? Ai bani. Ah, okay, da, deci da, prietenii da. Au grijă de tine. Da? Da? Am văzut că încerci să faci ceva acolo, televiziune. Mă pui direct. Te bat în două cui. Da. Bun. Care e filmul tău favorit? Hai să vorbim. Oricum nu l-avem aici, deci mi-ai pus, mi-ai pus o întrebare capcană. Care e ultimul film pe care l-ai văzut? Hai să... Numai de la Brother să nu fie. De ce? De la, de la Brazzers sau de pe RedTube? De pe Pornhub. Dar nu mi-aduc aminte, cum îi spune? Le dăm, da, nu știu dacă la le spune ceva. Fără alea, da, artistice. Nu. Apropo de, de apropo de, de Pornhub, ai văzut că vor să facă un festival de muzică? Da, deci hai să zic un atare. Pornhub vrea să facă un festival de muzică electronică. Da. Că, așa. Da, și în care s- vor să investească. Sunt curios cum, bani. Deci chiar aș merge la acest festival. Bun, dar hai să, hai să punem altfel problema. Deci ca să vezi un, o ciudățenie între România și restul țărilor. Da. Cei de la Pornhub, da, vor să facă acest festival. Ok, în România... Și un caz cât se poate de real, întâmplat acum vreo lună de zile. Nu știu dacă știți voi studiourile de videochat 20, nu știu cum se cheamă ele. Da. Niște studiouri de videochat foarte mari în România. Ok. Au vrut să doneze niște bani. Da. Pentru o cauză nobilă, ca să zic așa. Ok, bravo lor. Bravo lor. Nu au fost acceptați banii. Da, e mentalitatea, curați, mai, exact. Mentalitatea. Mentalitatea. Care, da, ei, da, vezi, aici vreau să ajung, ca să vezi ce diferență există între în România, între România și Europa. Da, adică ea poate să facă un festival și ăștia, dacă au vrut să dea niște bani, pentru o cauză nobilă, nu conta, că la urmă urmei, nu au spart o bancă și au dat bani. Bă, exact, paradoxul, toată lumea credea că e păcăleală din 1 aprilie, știi? Până dar când, nu, până nu, când chiar să, știi, să aduci, nu domnule, nu e nicio păcăleală, chiar e adevărat. Chiar adică, e adevărat, da, adică da. Despre asta e vorba. Uite, să-i dăm un shout-out lui Mădălin Luconțu, n-am mai vorbit de mult cu el, e de-a nostru de aici din Bacău, a plecat la Manchester, un foarte bun amic de-a meu. Dar ce înseamnă shout-out? Shout-out, adică... Noi nu te-am înjurat, îți vine rău. Da, nu folosești și mai termeni, de ăsta așa ne mai auziți. Shout-out e în momentul care cel care intervine pe live sau pe cealaltă pe Twitter și spui numele lui live pe TV. Păi să-i dau shout-out lui mama, încălzește-mi ciorba, te rog. Da, exact. Și nu numai. Și pregătește grătarul ăla pentru sâmbătă. Vezi că sâmbătă facem grătar cu Horațiu. Da, exact. Și cu toți minionii după el. Să pregătești salata. Na, uite, vezi de ce l-am adus? Pentru că o să fie distracții. Da, și de asta. De asta te-am întrebat de film. Dar o să le culeacă din scenariu. Din scenariu cu să continuăm cu asta. Da, mentalitatea da, de la eu personal cred că în vest Pornhub, dacă tot vorbim de el, ca să facă un festival, cred că o să aibă un mare succes. Nu știu de ce. Da, și eu cred că și de ce au bani foarte mulți. Da. Exact. Și să mai spun eu ceva, indirect, își fac o grămadă de promovare indiferent de artiștii pe care îi aduc. Da, pentru că dacă își pun toate vedetele la... Oricum trebuie să fii și ceva porno implicat, adică n-ai cum să... Îți dai seama. Trebuie să fii... Da, dacă ei se implică, mai ales având în vedere ce prețuri au pe la tricouri și pe la merchandiser, îți dai seama, trebuie să justifice în ceva, nu? Da. Până chiar vorbeam cu Marian că ai zis de chestia asta, îți dai seama dacă site-urile sau astea de XXX ar avea audiențe. Îți dai seama ce audiențe are, ce proteze sau ar dărâma toate, Antena 1, Mircea Badea, toți. Sunt două feluri de oameni care se uită la filme porno. Aia care recunosc și aia care nu, domnule, eu nu mă uit, doamne ferește, eu mă uit mai la 3. Da, auzi, da. Și când îi spui de un nume de actriță, a, dar parcă o știu, e aia blondă. Aia blondă cu șufițe verzi, nu? Are și un tatuaj aici cu Nike. Da, dar știu unul mic, îți dai seama de detaliu s-a uitat el. Da. E bun, da. Noi astăzi, de exemplu, vreau să vorbim despre... Vroiai, dar nu poți să vorbești. Am ajuns la filme porno, așa, din greșeală. Nu, dar chiar mă bucur. Presupun că l-ai văzut. Da, le-am cam văzut vă două ai văzut Batman-ul ăsta, nu?
Batman, Dark Knight, nu, Dark Knight, nu l-ai văzut. Am văzut vă câteva serii, dar nu mai țin minte toate denumirile. Ăsta nou, deci Dark Knight. Te referi la serial sau la film? Nu, nu la Gotham, deci nu mă refer la serial, la Gotham, mă refer la film efectiv. Filmul efectiv. Da, Batman Begins, The Batman, The Dark Knight, așa se numește partea a doua. Da, am văzut vă două, trei, dar nu le țin minte. Alea parodii sau? Alea... Mai era și Spider-Man parodii. Nu știu, și parodii? A trebuit să mă uităm pe Pornhub. Te-ai prins. M-am prins așa subtil. Da, subtil, da, da, da. Și astăzi vorbim despre Dark Knight. Astăzi și pe rulează. Da, da, nu e nicio problemă. Dark Knight este considerat cel mai bun film despre rulează și toate timpul. What are you proposing? Nu te nu știam. Da, da, e cu de Christopher Nolan, cel mai mare vânzări, scenariul, cel mai profitabil de film. Batman făcut realist. Câte episoade? Trei părți. Deci are Batman Begins, Dark Knight și... Ți-l recomand să te uiți, mai ales că pe care să-ți spus să fii normal life. A fost Batman și cu Superman, nu știu cum se numește. Ah, Batman vs Superman. Așa, păi... da, da, da. Dar mi s-a părut că se face cum ar veni abuz, pur și simplu, da, de toți ăștia, adună, da, adună pe toți supereroi și... Da, da, bine, acum să-ți spun o chestie. Ca o șaormă cu de toate. Da, față de, exact, ăla chiar că poate fi categorisit filmul respectiv ca o șaormă cu de toate. Oricum, da, e plăcut așa să te uiți, adică da, te captivează, te uiți. Nu, da, nu e cine știe ce, comparativ... Dacă e să te uiți la astea care îți spun eu, da, sunt net superior din toate punctele de vedere, atât ca scenariu, da, secvenții, tot. Acolo se abuzează foarte mult de efecte speciale, în dauna efectivă a poveștii, știi? Că pite... Dacă de multe ori se pierde ideea... Da, nu? Dacă tu te uiți la film, eu nu mă uit să văd... Acțiunea în sine, da. În sine, da, bine, povestea, okay, nu? Că... Și cum se desfășoară. Dar dacă vezi prea multe efecte speciale, la un moment dat, efectiv... Mai mult te uiți la efectele speciale și la multe decât la poveste în sine, că de pe fiecare ce îi place, dar mie îmi place un pic să mai aibă și o coerență povestea, adică dacă te uiți și spui, bă, dar cum ai zis tu acum, eu și-a urmă cu de toate, că practic asta e. Asta a fost și Batman vs. Superman și Justice League-ul, ceea ce în Justice League-ul a fost porcărie, rău tare, cel mai prost film. La nici nu m-am uitat, cred că de-aia. Da, dar bine, astea sunt net superioare, au fost nominalizate și au și luat premiul Oscar, Dark Knight și la fel și Batman Begins și la fel și Dark Knight Rises, adică, băi, e net. Și actorul principal care a jucat pe Joker, Heath Ledger, la scurt timp după filmare a și murit și a primit Oscarul. Da, da, a primit Oscarul. Pe ăla l-am văzut, deci. Da, ăla da, ăla este net superior la toate celelalte filme și la tot ceea ce e și eu zic că ți recomand. Ia și uite-te într-o seară cu Alexandra, că sigur o să, o să vă placă cu siguranță. Ia auzi, Alexandra, de seară ne uităm la Pornhub. Cu Batman și cu Superman. Eu o să fiu Superman. Și iau și Batman. Și iau și Batman. Da, și iau și Batman. Ce față zi are. Deci ca să înțelegi cum tu o spui aici de 15 minute de Batman și de aia și la final ne uităm la porno. Exact. Super. Exact. Da. Oricum, cred că s-a înroșit toată săraca Alexandra, acum cred că e no, mai, mi-a dat tic-nor, cred că mi-a dat unfriend, uite. Da. Cum zici cu, ți-am dat unfriend, gata. Ce vrei tu, grătare? Grătare, da. Ce grătare, nu mai, gata, te-a tăiat de la vreo. Vezi că ți-am tăiat frigiderul, gata, am pus la gata. Dormi în mașină în seara asta, nu? Ți-am deci direct. Cum se numește câinele ăla care îl aveai, care veni să Doli, cum o chemam? Câinele Solmea? Da. Hailey. Da. Mai... Să știi că sunt trecut și eu prin sentimentul ăsta, după ce i-a spus nevestei că am băgat 50 de milioane în mașină, mi-a zis că să-mi caut și o saltea, tot la același preț, în forma banchetei, știi? Da, ca să dorm. Ca să dorm, măcar. Dar ce ai făcut la mașină 50 de milioane? O trebuie să o repari și o strica sau ai făcut tu tuning? Nu, eu am făcut tuning. Nu, n-am făcut tuning, am făcut ce se face din cauza drumurilor din România. Da.
pe lasă, că așa și mie mi s-o, am văzut, mi s-o rupt-o la acum la mașină un braț cu totul. Deci nu s-o rupt-o boxă mică, no, brațul cu totul. Este că eu nu, luase mașina într-o stare mai proastă, mai proastă, știi? A. Și a trebuit să fac tot. Bine, nu stai să nu schimb toată ziua brațe, toată ziua nebunit. Dar în momentul când am tras linia, am înnebunit. Dar stai seama, acum are... S-ai asumat asta? Asumă-ți, Mariane! Acum are CD-uri prin mașină să coboare, boxii trebuie. Hai să... Am avut niște OZN-uri de mașini de genul acela, dar gata. Știi cum e când... Deschide bucurul, știi? Bubuie muzica de radio în mașină. În momentul în care, dai seama, copii, familie, deja țare de... Mașina, da, în două uși scurtă, da, deja vrei break, da, deja vrei... Da. Cu căricior, cu tot ce trebuie. Da. La mine mașina cresc, mai au un pic și cresc copacii, la cât pământ am, l-am mai curățat-o, ai de cap. Tu știi că am găsit... Cazan din mașină, am avut un prieten și a cumpărat acum câțiva ani o mașină și am găsit greu un colțit sub banchete. Da. Tu zici la mișto, eu zic în realitate. Dar nu, eu dacă îți fac și poză, vezi că dacă mă arunc așa niște greu, s-ar putea să... Să iasă, da, s-ar putea să fac o pâine micuță. Da. Bun. Uite, de asta place de tine, da, pentru că tot timpul vii cu un vibe din ăsta pozitiv. Păi, dar nu trebuie să fim pozitiv, da. Să beau niște apă, mi s-a uscat gura, da, vorbesc prea mult. Da. Ia, mai vorbești. Bine, o să vorbesc eu despre tema următoare. Tema următoare despre care aș vrea să vorbim este despre muzică și în special despre ceea ce se întâmplă, ce înseamnă underground, ce înseamnă muzică comercială, muzica underground versus muzica comercială. Hai să te întreb ceva. Ce crezi tu că înseamnă muzica comercială? Care îți dă la radio, da, care e plăcută, care e cea mai ascultată, da, da, pentru, da, toată lumea, care, da, o ascultă, unde te duci. Da, da, practic asta e, da, muzica de, da, la radio, TV, pentru, da, cea mai mare masă de oameni, da, ai și underground-ul, și underground-ul o, e o nișă, pentru, da, o nișă, pentru, da, oamenii care îi place și altfel de muzică. Da, tu ca și, uite că tot am vorbit, da, despre DJ-ing, nu, și despre mixat, în ce nișă crezi tu, că, sau unde te consideri un DJ 100% underground, sau te consideri mai... Să zic undeva între, așa. Da, 100% underground înseamnă doar țum-țum și bum-bum. Exact, bum. Exact. Da, adică muzica trebuie să aibă și niște sunete, mai implici o vioară, mai implici o voce, mai implici un pian, mai faci, exact, o adică chestie. Mai... Temă. Adică faci o temă, te duci în techno ăla care ne place nou, dar vii și cu o linie melodică în spate, adică, exact, nu știu, adică nu poți să le zic nici comercială, nici 100% underground. Da, o combinație. Și chiar toată chestia, acum și mică, e și foarte multă muzică melodică și așa, este sub formă de underground, adică care nu ajunge pe radio ori... Da, 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 TV, da, da, da. Chiar sunt piese, da, care nu ajung pe radio, care chiar trebuie să le pui, Marian, sunt supărat pe tine, da, pentru, da, asta. Și eu sunt supărat. Nici nu mai vin la emisiunea ta, că nu pui, numai... O să dăm cele 5, pauză, 10... Pauză, hai, că nu e emisiunea mea, de ce vorbim. Da, mă scuzi, la emisiunea ăla, da, vreau să zic la radio tău, mă scuzi. Da, da, o să... O să... Na, eu, cum să spun eu, știi, și produc muzică, da, eu personal mă consider mai mult spre latura asta de underground, da, 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 doar, da, că, na, am aceeași opinie ca și tine, trebuie să aibă o linie melodică, trebuie să aibă ceva, în termen de specialitate se numește o poveste, hook, da, o poveste, o hook, așa se numește, adică cârlica, da, să te agăți cu ceva, adică, nu sunt cel mai mare fan al minimalului și al microhouse-ului, știi foarte bine că noi am mai avut multe discuții legate de chestia asta, eu zic că tot muzica care are ce transmite ceva, da, da, prinde, da, la, da, oameni, da, și ai văzut, știu, acum la petreceri, când ai pus muzică, cum e, când pui muzică cu ceva, întotdeauna ai și o reacție. Absolut, da. Chiar, cum te-ai simțit la petreceri? Foarte bine m-am simțit, da, la petreceri. Da. În ambele momente și la început și la final. Și la început, da, și la, final. Și la final. La început am avut prietenii mei care s-au lupit toți, oricum nu se uită nimeni. Bă, îmi place că ești sincer. Da, da, eu nu vreau așa. Da. Au venit, ai văzut, am stat, da, acolo frumos toți în spate, m-au susținut, ne-am distrat, a fost, da, foarte frumos, înspre dimineață. Îți spun... Dracu mă știa. Dracu mă știa dimineața. Da, dimineața nici nu știu la ce oră am pus, da, a fost, bine, da, a fost. Întrebare de baraj pentru tine. Am observat că la început ai mers mai melodic, așa, mai, da, asta, chiar mi-a plăcut. Ce te-a făcut să iei chestia asta? Ce, de ce ai făcut chestia asta? Sau cum de-ai ales să mergi un pic mai melodic, așa, mai spisul? Așa ți s-a părut ție că, bă, eu vreau să arăt și o altă latura mea, că tu erai un pic diferit la astea. Da, am și latura asta, adică mie, da, îmi place, da, și stilul, da, ăsta, da, de muzică să mă duc, da, foarte în care... Mai melodic tehno. Mai melodic, așa, tehno, nici de la să te omoare, da, așa, da, cu, da, foarte, da, mult bas, așa, să te duc într-o poveste, adică, da, ăla, da, pentru, da, mine, chiar... ăla pentru mine orma, da, adică, da, să... Da, 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 mie mi-a plăcut foarte mult ce ai pus la început. Mulțumesc, apreciez. Uite că...
cu ocazia asta vezi, o zic live de față cu toți și asta contează foarte mult și că se vede, mie mi s-a părut că acolo se vede personalitatea ta, știi? Că eu sunt energetic, dar în același timp sunt și un pic, cum să spun eu, romantic. Romantic. Ai văzut cum am scris? Da, exact. Ai văzut cum am scris pe Mixcloud? Da, da. Romantic. Da. Și liniuță tic. Romantic. Stai să mă gândesc DJ romantic. Da, da. Nu. Să mă gândesc la Horace. Stai așa. Eu sunt mult, dar romantic nu. Dar știi cum mi-l închipui așa, știi, cu un trandafir în gură și cu platanele în față. Și bag un tango de la... Ce vorbești? Ce ai făcut, nebunule? Tecno-tango. Da, tecno-tango. Uite, o idee bună. Mersi, mogulă, pentru idee. Când am spus că aveam să... Uite, asta n-am mai încercat, să fac o piesă techno cu influențe de tango, cu sample-uri de tango. Ai văzut? Da. Păi iasă... Am făcut Luca Bachetti, vă două, trei, așa mai deep tech, dar techno cu influențe de tango... Păi uite, vezi, uite așa, primești influențe și idei foarte bune, da? Da, și na, și am ascultat, chiar am fost foarte curios să te ascult live, știi, când asta, că ziceam, bă, te ascultasem și la Piatra Neamț, mai văzut? Na, ca să spunem și de colegii noștri de la Piatra Neamț, chiar a fost un eveniment reușit, o să mai facem acolo pe 10 mai. Toți ascultătorii se vină pe 10 mai la Piatra Neamț, da? Toată lumea să apeleze la tine. Da. Toți ascultătorii să apeleze la noi. Absolut, da. Dar, cum să spun eu, acum ai mers așa un pic diferit, știi, un pic, te-ai dus într-o altă zonă, știi, și chiar ai zis, bă, uite, bravo, nu mult s-ar fi riscat, știi, să se ducă spre zona aia. Marea majoritate le-ar fi fost teamă să meargă acolo, știi? Și de ce? Pentru că mulți le teamă să experimenteze cu sound-ul lor de frică să nu pice în zona comercială. Am înțeles. Știi? Da. Și mi-a plăcut chestia asta că tu am avut curaj, bă, eu vreau să încerc și altceva să pun, fără să mă duc în extrema de muzică comercială, pentru că noi ne adresăm publicului de underground. Și faptul că prieteni, neprieteni, cunoscuți, necunoscuți, lumea a răspuns la muzică. Asta a contat foarte mult. Adică, deci, dovadă că lumea nu ascultă, mai ales în underground, nu ascultă doar minimal țaca-paca, cum spune noi, sau pic-tom, sau din asta. Adică, sau micro-house, doar asta. Adică am avut mai multe reacții chiar decât seturile care le făceam anterioare pe muzica asta, care foarte. Da, pentru că probabil și piesele sunt mai puternice, transmit mai mult, că nu s-a de seci. Da, eu zic, băi, te ascultasem la Piatra, ai mers mai tehnă, așa, chiar eram curios să văd ce. Și după aia când am ascultat, zic, uite viitorul, să o luăm unde... O, mulțumesc, să o luăm ăla, ți-o popața și mâna. De maestru. Că vezi că mai e vreo două scame și în parte. Da. Și ai mătrața acolo. Păi nu că m-am pus la frizer astăzi, m-am aranjat, uite, îi dăm un shout-out lui Radu, că frizerul... Ce e mai tare frizer? Ia uitați-vă cum a făcut Radu. Da, exact. Uitați-vă la Irineu cât de strălucitorii. Nu vezi, n-am fost, nu vorbim din rău. Pareți că nici nu-l cunosc. Nu, dar chiar e foarte bun, foarte... A fost la un concurs prin București. Chiar ești frumos, ai noroc că nu sunt femeie, Horatiu. Nebunule. Ai fost în Amsterdam, da. Te duc în sare iepurile de unde nu te aștepți. Apropo că am zis de Amsterdam, ai fost în cluburi în Amsterdam, nu? Da, am fost. Vreau să zic foarte mult, dar hai să zic, am fost cu 2-3. În Den Haag sau în Amsterdam? Am fost cam peste tot. În Den Haag, în Rotterdam, în Amsterdam. Cum ți se pare scena din Amsterdam comparativ cu scena din România? Hai să zic din Bacău, așa. Din ce ai văzut prin Bacău sau ce ai văzut prin România, mai exact? Cât ai văzut din România? Suntem la diferiți ca și sound? Hai să o luăm așa. Hai să o luăm pe rând. Da, da. La modul mai bun sau mai rău? Modul mai da, mai bun. Mai bun. Chiar am fost în niște cluburi și m-am distrat bine. Și ca idee, ce m-ai întrebat tu, cred că se duce înspre o direcție foarte bună ce se întâmplă la noi acum. În Bacău, pentru că ce-am mai fost noi la Piatra, dar așa n-am ieșit. Am înțeles. Mă refeream la scena locală, în special ca și comparații. Și la Studio 80 ai fost? Studio 80? Cred că am fost, da. Am fost la mult un pic, da. Și la NL ai fost? Am fost la Club NL, da. Acolo am fost când a fost Frankie...
Nu, Frankie and Sandrino sau ceva de Frankie. Ah, da, Frankie and Sandrino. Nu, dacă nu, dacă nu cumva e confund, mai este nu, un Frankie. Nu, ei sunt, ei sunt, nu, da, dar, da, și așa, mai melodic techno, așa, nu? Da, da, acolo. Da, sunt extraordinar de bun. Uh-huh. Deci, chiar pe Sandrino îl cunosc personal și știi că e român? Apropo de chestia. Nu cred. Da, Sandrino e român, stă în Germania. Pe bune. Da, da, a făcut un remix la casa mea de discuri, de asta așa, uh-huh. Îl cunoșteam înainte. Ah, ok. Acolo. Și acum, de când au făcut două ăsta, Frankie and Sandrino, chiar au dat lovitura, adică au făcut un remix la Oxia, la Domino, mamă. Deci, da? Da, o să-l ascult. Da, băi, e dărâmător, efectiv. Uh-huh, uh-huh. Jos, melodic, nu știu, e genul de muzică care te induce într-o stare, indiferent, vorbesc direct și pe ăștia, indiferent că ești sub influență sau nu, eu nu uh-huh. folosesc droguri, dar uh-huh. te induce în starea, te duce. Dacă, de exemplu, stai undeva în natură, și asculti melodic techno, Frankie and Sandrino, uh-huh. 100% te duce în starea aia. Adică e mai, nu știu, melodic, au un stil unic, asta e clar, știi? Și chiar îmi pare bine că ai pomenit de ei, că, uite, eu zic că stilul ăsta poate ar trebui promovat mai tare la noi, pentru că ar prinde mult mai bine la publicul care e non-ascultător de muzică underground, uh-huh, decât, uh-huh. eu știu, un stil mai monoton sau mai ambiental sau da. Mai dark, adică zic că ar fi mult mai bine, dar o să facem la vară câteva sesiuni. Eu consider că și lumea care spune că nu îi place muzica asta underground sau da. Nu le plac mai comercială, dacă îi aduci și le pui niște muzică de asta, un melodic techno, da, da. Le place. Da, știu. Și eu sunt aceeași. Am întâlnit foarte multe cazuri și foarte multe grupuri de oameni care spuneau că nu ascultă așa ceva, da, și după aia, domnule, da, place asta, da, chiar sună bine, da. Păi nu, pentru că au temă, mm-hmm. au temă, au, cum să spun eu, melodicitate, mm-hmm. Atmosferic, sunt foarte faine, da. Adică au cam tot ceea ce are și o piesă comercială, doar mm-hmm. că sună într-un anumit fel, da. Adică asta e toată chestia. Bine, și oricum muzica asta sună bine când e tare, când ai bas, când ai... Da, aveam, uite, eu să spun, să-ți vibrezi în creier în tine. Pe care mi-a zis Orelua Ora și fostă domnul director de la SCMV, că muzica techno sună mai bine cu cât o dai mai tare. Păi deci, da, exact, da, cu cât e mai tare, logic. Da. Bine, până la un moment dat, are totul, are adică, totul o limită. Da, exact, el cu cât o dai mai tare, cu atât sună mai bine. Așa era senzația lui, adică, mm-hmm. și cred că are dreptate într-un fel așa. Yeah. Da, și... Dar știi că... Apropo de chestia asta, da. Că mulți zic, domne, dar nu-mi place muzica asta underground. Ții minte prima noastră discuție? Da, da, da. Și eram în aceeași situație. Bă, mm. muzica underground. Știi cu ce o alipeam eu? Cu... muzica fostului coleg. Exact, cu Deep. Da, ce, sau ce punea el? Deep. Sau ce punea el? El punea minimal. Minimal. Da. Mă rog, să pe de sunt aia pe din afară, recunosc. Aia zombifică. Hey, lăsând asta. Deci eu lipeam muzica underground în general, da? Da? Cu ceea ce punea fostul nostru coleg. Uh-huh. Și când vine Horatiu și zice, băi, dar știi că stai că nu-i chiar așa. Băi, du-te, bă, vezi de treaba ta. Adică spectrul e mult mai larg. Ei, și abia în momentul când au început să se tragă aici în studiourile noastre de radio, să se tragă outside-ul, am descoperit că stai un pic că... Sunt 11.000 de feluri de underground. E altceva. Iar uite, primul mix care mi-a plăcut 100% și îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, a fost a Larisei. Adică ți-am și spus. Păi da, și culmea, ăla a fost melodic techno, adică chiar am mers. Adică, bă, ăla chiar m-a prins, chiar, și atunci am început, stai mă, ușor. Nu, și mie îmi place mai mult Larisa decât Horatiu. Nu, eu trebuie, eu nu mai fac din. No, și Horatiu are loc acolo. Da, bineînțeles. Are, toată lumea are loc la Horatiu. Băi, da, nu. Fiecare și are ăla pus deoparte, știi, talentul pus deoparte acolo. Uh-huh, uh-huh. Și na, eu te întreb pentru că, na, mergând, n-am fost decât la studio IT, am fost, da, am mixat. Mi s-a părut așa un pic diferită scena lor, adică lăsă la o parte lumea, eu zic muzicalul, și adică ei, mi-a senzația că merg pe un fel de tech house, dar nu așa de... Nu știu, ai noștri parcă-s mai voioși, mai bucuroși, mai... E, sună și atmosfera de care ți-o trimit, da, da, ce ești, ce să faci în spate acolo. Da, acolo parcă... Sunt un pic mai relaxat. Poate, nu, să zicem, sictiviți așa. Da, parcă... da, probabil că sunt și multe evenimente, nu, din cauza asta. Îți dai seama, e Amsterdam, adică acolo ai tot timpul public. Poți să faci vineri, sâmbătă, duminică, luni, lumea vine, marți, non-stop vine. Îți dai seama și probabil mulți dintre ei, adică poate își repetă... Da, 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 am înțeles. Și sunt un pic sictiriți, saturați. Da. Și tu ai partea de-a dreptate. Ai dreptate că
dacă ai multe evenimente, nu prea mai ai timp să mai alegi playlist sau să adaugi foarte multe piese noi. Hai să amintesc să le repeți, până la urmă, așa e că ai dreptate cu chestia asta. Da, și încă o chestie care vreau să te întreb legat de asta. De exemplu, ai zis și de Rotterdam. Față de Amsterdam e diferită ca și scenă sau e mai liniștită, mai agresivă, mai cum sunt ca și... Adică sunt diferențe între diversele orașe ca și scene ale Olandei? Da. Sunt. De exemplu, Den Haag mi se pare un oraș mai chic, așa, mai... Da. Și la muzică și... Bine, nu prea găsești muzica care o căutam eu acolo. Înțeles. Dar e o diferență, clar, între orașe. Amsterdam este nebunia curată. Da, îmi dau seama. Adică găsești acolo toate genurile de muzică unde vrei tu, doar trebuie să intri pe internet, intrat. Da, am înțeles. Și încep să vină invitațiile pe Facebook, nu? De la evenimente, nu? Exact. Adică... Da. Eu întreb, n-am mai fost, în afară de Oțan, sau fost la studio IT acolo, o să mixez cu N-August. Când mergi la Club NL. Da, la Club NL am primit booking la Amsterdam, cred că pe 1 sau pe 2 august, nu știu, e în primul weekend din august. Așa, sunt curios ce se întâmplă acolo. Paul Sparks, e unul dintre cei mai vechi rezidenți din Olanda, e acolo. Omul are o experiență foarte mare, a apărut pe la Pit Tom, prin emisiune, mă rog, omul e bun. Ok. În ceea ce face, l-am ascultat. Păi și eu sunt curios. Oricum știu că Club NL e club vechi, are o istorie, adică nu i-a apărut așa. Da, și omul se cam confundă cu istoria respectivă, pentru că el, am înțeles, aproape de la început, deci eu au 15 ani, nu știu, genul ăsta. Nu știu exact, o să-l întreb mai multe informații legate, că eram curios mai ales de ceea ce se întâmplă acolo prin prisma unui român plecat din Bacău care s-a dus acolo. Știi că marea majoritatea lumii vede doar, ok, am înțeles, da, așa e, în Amsterdam sunt droguri, e prostituție, e asta, dar partea asta de petreceri parcă e căzută în... Da, pentru că toți se duc să omoară în coffee shop-uri și după aia... Hai să uităm la curvi. Da, exact. Și după aia... Păi, dar nu? Da, și după aia... Cam asta fac, nu se duc și mai. Da, în loc să duc să se distreze efectiv. Eu îți spun că l-am pe fratele meu și s-a dus în Amsterdam și chiar s-a distrat foarte tare. Și mi-a zis, băi, frățioare, ce cluburi sunt acolo, ce distracții, ce toate sunt. Adică, cum a fiecare și alege bucățica care îl interesează. Bine. Ducându-te de prima dată, ai și atracție, unde te duci, unde ai mai văzut în vitrină, așa. Așa, că ai zis de Den Haag și în Rotterdam? Rotterdam am fost, cred că, vreo 4 ani în urmă. De... Nu știu, și era diferit față de Amsterdam? Da, e... Ascultă, mai techno, mai altceva sau cum? Da, e un techno tot așa melodic. Așa? Dar ca arhitectură, ca oraș, ca în cluburi, cum se simte, că și în cluburi se simte o diferență de față de când intri în Amsterdam, în Rotterdam, e mult mai curat, mai aranjat, mai modern, mai... Înțeleg. Cam mai de bun gust, așa? Nu știu dacă pot să înjur așa. nu pot. Mai de bun gust, că toate sunt de bun gust. Uite că... Mai îngrijit. Am înțeles. Uite, vezi că e foarte interesant. Și e prins DJ ceva mare pe acolo, mixând, mai ții minte cine ai prins sau cum? Nu mai țin minte. Oricum, dar era petrecere mare? Da, petrecere mare, adică 5-600 de oameni. Da? Bine, în Olanda e ceva. Du-te la nuntă la Vaslui, că-s 800. Da? De-abia aștept. Da. Ai vreo nuntă la Vaslui și nu-i... Da, o viola cineva. E seria de ea seară, nu? Da. Și am auzit că fac nuntă până la urmă. Ca să nu fac închisoare, fac nuntă, nu? Da. Era și un banc pe tema asta, ci că la ora, dau un exemplu, ora 6, ne-am cunoscut, la ora 6:10, m-a bătut. Scurt, adică, da. Da, la acolo se cam... Nu, cred că chiar așa e. Nu, să știi că se exagerează foarte mult. Se exagerează foarte mult, da. Îndauna ca și moldovenii că beau. M-am uitat la un... E un pleonasm, ce da. Nu, uite, chiar mă uitasem... O să le întrebăm pe Mircea de chestia asta, apropo. Da, pe Ivan, să le întrebăm ce... Era un... am citit, nu știu ce articol, că nu sunt moldovenii cei mai bețivi, nu? Nici nu mai țin minte care erau. Dobrogenii, nu? Mi se pare că... Nu, oltenii. Oltenii beau mai mult... Care-s cu zaibărul? Oltenii. Zaibării, oltenii. Oricum, moldovenii nu sunt cei mai alcooliști. Da, asta e clar. Frumos, da. Hai să ne apucăm de băut. Da, bă, ceva de băut aici, bă. Frate, țipi un scăduș, beau numai apă.
Da, da, e foarte bine că ai spus chestia asta, mai ales pentru cineva venit din Olanda, sună interesant, dar să știi că... Dar să știi că, în general, noi moldovenii avem o ștampilă în frunte, da, bețivani, da, da, da. Dar se fură curent, pe bune, se fură curent când vine vorba de Vaslui, de... Da, da, prea să... Hai să fim exact. Du-te un pic în Vaslui, să vezi cum arată orașul lor, uh-huh, și vină un pic înapoi în Bacău și hai să înțelegi că nu e chiar așa. Da, apropo... Dar totul de la televizor, tot pe știrile, exact, astea de... Și nu televizor, da, dar numai televizor, da. În general Facebook-ul, pe Facebook există foarte, foarte mulți, da, care fac chestia asta. Da, bine, într-un fel perpetuează, știi, cum era înainte pe vremea Ceaușescu, perpetuau bancurile cu bulă, știi, așa, da, și exact, da, cam așa, stereotipul. Eu sunt sigur că se întâmplă și în afară foarte mult. Eu am auzit foarte mult în afară, dar nu se dau la televizor. Da, ca la... pentru că există, da, o cenzură mult mai adică serioasă asupra... Da, adică chiar așa dai în fiecare zi, că se violează peste toți. Vorbim de Amsterdam, s-a atâția drogași, atâția nebuni acolo. Eu am văzut foarte multe chestii. Dacă am stat mai mult timp acolo, foarte multe nebuni. Chiar apropo, și este un oraș foarte periculos. Apropo, câte violuri? Ca să te cităm. Am înregistrat de 42. Cât timp ai stat acolo? 7 ani aproximativ. 7 ani? Da. Wow. Da, da, da. Asta e. Da, înseamnă că ai cunoscut. Dar n-am stat în Amsterdam. Da, ai stat în Den Haag. Da, în Den Haag, în Amsterdam, da, am stat la... Da. E la distanță mare Den Haag față de Amsterdam? 40 de kilometri. Ah, bine. Adică dacă te grăbești, ajungi în jumătate de oră. Și 20 de minute dacă te grăbești mai tare. Pentru că ei au stres, nu? Spunea să... Da, 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 da. A vrut să zic că da, au colit, așa. Ei au și autostres, nu? Da, da. Băi, au și autostrăzi, dar au și taxele pe măsură. Da, bine, da, dai seama că nu poți să întreții. Dar stai așa un pic, eu pun altfel întrebarea. Bun, și eu aș plăti dacă aș avea pe ce? Exact, da, e o discuție... O discuție care deja... Care, da, se duce în altă zonă. Se duce în altă zonă, oricum. Și în afară de Rotterdam și Den Haag, prin alte orașe, ai mai fost prin Olanda? Sau am fost. Jurul Olandei, am fost, în Belgia, în astea ai fost? Da, da, am fost. Am fost în Belgia, am fost... mai multe țări, da, îți dai seama, da, da, da. Franța, Belgia, Germania, Italia. Da, interesant, da, așa. Da. Și cluburi și astea, cum ți se pare că față, de exemplu, față de restul? Italienii sunt foarte mult apropiați de noi. Da, ca stil, ca muzică, ca comportament, ca, da, și comportament. Ca și da, și ca comportament chiar. Da, și ca stilul cluburilor și ca, da, lumea care vine și cum se comportă și cum, da, îi am găsit foarte multe asemănări. Da, ai și mai ales că ne plac și românilor și italienilor așa mai chic, mai bine aranjat, da, mai, da, da, mai, da, curat, da, mai ai... Dar în schimb pot să spun că sunt diferențe foarte mari între partea de nord, partea centrală și partea de sud ca și cluburi. Adică eu spun, da, că am pus și în San Remo, am pus și în Milano și am pus, uh-huh, și în Sicilia, știi? Și spun că e o diferență foarte... Mai, am fost în San Remo. Da, la 178. A fost cu... Revelion l-am petrecut în San Remo. În San Remo sau confund, că mai este San Remo și mai este încă unul. Da, în, da, fin, da, la undeva la, da, mă rog, la... în nordul Italiei. Da, da, la mare. Eu îți spun că la San Remo a fost pe mine mă leagă o amintire foarte dragă. Acolo e primul meu gig internațional. Ah, okay. Sub numele de Horatio, da, adică mai pusesem pe celălalt nume care, uh-huh, am trăit, uh-huh, și acolo am fost prima oară invitat ca și Horatio să pun muzică efectiv și pentru mine a fost un șoc așa, știi, chiar, uh-huh, când am văzut, pentru că îți dai seama, închipuiți, un fiu de țăran care, da, a plecat de la Bacău, uh-huh, da, de niște origini umile, să ajungă să pună muzică în străinătate, să facă ceea ce îi place, să muncească și să ajungă să pună muzică lor, uh-huh, știi ce diferit mi se părea? Absolut tot ceea ce se întâmpla, mm-hmm, acolo, da, raportat, da, da, la ceea ce era aici. Bine, acum au trecut 14 ani, bani, ceva de genul ăsta, 14 ani, 13 ani, nu mai știu exact, 15 ani, ceva de genul, mm-hmm, ăsta, dar mi se păreau că sunt foarte diferiți față de noi, mm-hmm, ca și mentalitate și cum dansau și cum se comportau și muzica. Deci ei erau foarte pe techno. Da, noi eram, pe unde? Acum 15 ani în România nu aveai muzică. 10 ani, să ai 10-15, da, ani, cam așa era. Noi eram mai apropiați de tech house atunci, era început, uh-huh, tech house să scoată capul un pic. Și crede-mă că mi s-a părut foarte diferit. Și gândește-te că a fost prima oară când am auzit Function One. Deci pentru mine a reprezentat că am văzut ce înseamnă Function One, și că am văzut că făcea pe mine tricou, uite așa, Maria, nu te leagă la mine, făcea tricou, uite așa pe mine, din cauza asta. Zic, mă, cum se poate? Ce fel de boxe sunt astea? La sfârșitul, da, petrecerii... Da, la sfârșitul petrecerii... Casetofoane de la noi de acolo, da, nu s-au văd așa. Da, aveam magnetofonul. Da. Aveam, uite, eu îți spun,
shout-out pentru Zebra și ce au făcut ei, i-au scris istorie ceva că și cu din acord și ce au avut ei ca și sunet cel mai bun la momentul respectiv. Dar nu se putea compara cu ce era acolo. Deci ce era acolo, mă, da, era știu. Acum suntem și noi în rând cu lumea, oricum. Acum mi se pare că suntem în rând cu lumea, în rând cu oriunde am fost. Cam la toate petrecerile mari avem, cum se numesc, function one sau void, sau, nu, adică sunet foarte bun. Dar atunci, în momentul ăla, eram foarte în urmă. Domnilor, am o veste, una bună și una proastă. Cu care veți? Aia proastă. Se aia proastă că s-a cam terminat timpul. Okay. Și aia bună este că mai vine și joia viitoare o emisiune. Bine, Marian. E domnul Marian atunci. Ce să zic? Bordeaux Art, mersi mult că ai venit în emisiune. Mersi ca de obicei, o personalitate exuberantă și foarte... Mulțumesc, apreciez. Da. Și cu siguranță o să mai vorbim, o să mai tragem. Da, ca da. O seară liniștită tuturor. Mulțumim tuturor că s-au conectat. Vă rugăm să ne dați un follow pe Instagram, share, like, da, share, like, pe Facebook, pe Google, stai, pe RomTelecom, oriunde. Peste tot. Peste tot, pe toate platformele sociale, da? Pe tot social media. Dați-ne un follow pentru ca să vedem ultimele noutăți. Și ne vedem săptămâna viitoare joi la aceeași oră. Ciao a tutti. Ciao a tutti. La revedere.